ce n-am tratat până acum, n-am tratat Parkinson. Deci am putea să tratăm. Și asta și vă spun și de ce. Pentru că studiile care sunt până acum în tratamentul bolii Parkinson sau al tulburărilor de mișcare în general, înseamnă că există un nucleu la nivelul creierului, de obicei un nucleu profund, care îl distrugi sau îl stimulezi. Sau îl stimulezi. Sunt cele două mari variante. Din vari considerente, care nu se cunosc astăzi, se pare că stimularea cerebrală profundă, adică electrodul ăla care introduce acolo și cu un anumit curent de joasă frecvență îl stimulezi, este mult mai eficientă decât modalitatea distructivă. Că e gamma knife sau o procedură nouă acum pe piață care a apărut tehnologie care face distrucția acestor centri în tulburări de mișcare prin cum se cheamă? Prin ecografie. Așa. Este un sistem de ecografie care distruge acea țintă. O să vedem studiile, încă nu am... Deci n-ați avut cazuri. N-am avut cazuri de genul ăsta, dar le-am luat în considerare. Da. Și o să vedem în perioada următoare dacă accesăm și acest lucru. Încă studiile nu sunt atât de evidente în privința modalității distructive a celor nuclei, fie prin gamma knife sau prin alte modalități. Nici la București nu s-a făcut astfel de intervenție? Nici la București. Da, nici la București. Dar sunt în literatura de specialitate descrise asemenea situație. Adică s-a încercat lucrul ăsta și rezultatele nu sunt tocmai rele, ca să spun așa. Da. Dar scopul nostru este nu să facem noi acum studii pe din punctul ăsta de vedere, pentru că e un laborator care are un an de zile, încă nu am ajuns la experiența necesară, la maturitatea unui laborator cu experiență de cât de 10-15 ani, încât să facem noi, să inovăm noi în privința asta. Pentru că sunt centre în lumea asta de... Exact. De care e cel mai vechi? Cel mai vechi este un centru în Birmingham, cred că în Anglia, n-am fost acolo, și un centru în Olanda, da, care funcționează de aproximativ 20 de ani. Și cu rezultate foarte bune, dar sunt centre care dau trendul, adică ei fac protocoale. Da. Da. Echipa s-a educat în centrul ăsta din Olanda, cu care suntem într-o relație foarte bună, într-un orășel mic. Deci acolo se trăinuie specialiștii noștri. Acolo s-au trăinuit. Bun. Este un orășel mic cât Pașcanu, un orășel universitar. Dar e un oraș universitar. Și a fost aici trăinuită și în America. Am înțeles. S-au făcut și cursuri de specializare în America a echipei care lucrează la Iași. Mai avem colaborări cu centre din Franța, cel puțin cu cel din Marsilia. Acolo este un centru foarte bun și acolo e un centru care are experiență și acolo se fac studii, mai ales pe ce înseamnă efectele radiochirurgiei de tip gamma knife la nivel celular. Și aici e un gol, ca să spun așa, care nu este acoperit de literatură, pentru că nu se știe exact ce se întâmplă acolo. Da. Doar se bănuiește sau, în fine, sunt câteva studii care arată. Pentru că sunt puține cazurile în care, după ce faci tratamentul cu iradiere, scoți de acolo, faci o biopsie să vezi care sunt efectele la nivel celular. Chiar și așa, modalitățile prin care poți să obiectivezi acele modificări nu sunt la îndemâna oricui. Necesită microscopie electronică, tot felul de teste, etc., etc., pe care doar centrele puternice și potente, inclusiv financiar, poate să facă. Iar revenim la bani. Poate să facă. Așa este. Până la urmă, cercetarea nu se face fără resurse financiare. Da. Fără resurse. Da. Ai nevoie de aparatură care să-ți probeze sau nu ceea ce tu le gândești ca fiind corecte. În mare, deci tratăm cam orice, cam tot ce se poate trata în patologia noastră cu care ne întâlnim în specialitate. Limitare, o altă limitare, cum ați întrebat de limitări, este o limitare tehnică a aparatului, care nu poate trata leziuni care sunt situate mai jos de a doua vertebră cervicală. Deci el este strict gândit pentru patologia craniocerebrală, acest tip de sistem. Din acest motiv, el este amplasat întotdeauna lângă un serviciu de neurochirurgie. Oriunde în lumea asta. Nu există aparate de gamma knife în alt fel de spitale, da? Că ai nevoie de neurochirurgul
de un neurochirurg avizat care să înțeleagă, să facă planning-ul, să știe cum arată imagistic acea leziune, atât imagistic, dar și cum arată ea din interior, din operație. Să aibă abilitățile de a opera acea leziune dacă se întâmplă o complicație. Exact. Dacă tumora crește în dimensiuni, va ajunge în serviciu înapoi și acel neurochirurg de cele mai multe ori face și intervenția chirurgicală. Și am mai discutat asta și în alte emisiuni. Și am mai discutat acest lucru. Din aceste motive sunt pe lângă serviciile de neurochirurgie și e firesc să fie așa. Și evidența și timpul demonstrează că doar așa poți să-l implementezi corect și eficient pentru pacienți. Bun, care este vârsta minimă, da, și vârsta maximă pe care ați vârsta minimă a fost la un copil de 11 ani. 11 ani. Da, cu un cavernom, asta vă spuneam. Da. La fel, ține de complianță, ține de colaborarea. Exact, de înțelegerea lucrurilor. Trebuie să te înțelegi cu el. Da. Și cum a înțeles mititerul? La 11 ani, presupun că... Să știți că copiii, în general, care trec printr-o suferință, au o capacitate, se maturizează repede. Iar copilul a înțeles, a stat... Bine, a fost, capul a fost fixat pe un cadru de stereotaxie fix, nu pe masă, pentru că leziunea era situată în trunchiul cerebral și necesita o acuratețe maximală. Iar vârsta... cealaltă extremă, nici nu mai contează. Nici nu mai contează. Până la orice vârstă, până la orice vârstă, până la 100 de ani, condiția fiind aceeași. Să ne putem înțelege cu pacientul. Adică calitatea scolului Karnofsky ne interesează. Dar încă o dată repet. Dacă echipa medicală consideră, pe baza expertizei pe care o are, experiențe, pe baza datelor din literatură, că pacientul trebuie anesteziat, sedat pentru acest tratament, fiind unica posibilitate de tratament în acea situație, putem face și acest lucru. N-am avut până acum situații de genul. Ce am mai tratat, și aici acum îmi se aminte, patologie tumorală la nivelul ochilor. Da, mai vorbit. Și am avut câteva cazuri. Să avut cazuri, da. Și aici în colaborare cu colegii oftalmologi din clinica noastră, care au anesteziat ochiul înainte de tratament. Se face anestezie. La anestezie se astfel cu ochiul să stea fix. Așa. Și apoi se intervine cu... Da, se face planning-ul, se face rezonanța magnetică, imediat se face planul de tratament și se face tratamentul pacientului respectiv. Și pacientul pleacă acasă și vede bine în aceeași zi? Da. Minunat. După ce trece efectul anesteziei, dacă patologia nu i-a distrus vederea, el va relua activitatea și va veni la controle repetate. Deci se pot face și acest tip de tratament. Bun. Și programări. Și lista de așteptare care mai e, domnule doctor? Că tot vorbeam că e vară, e acum turismul acesta medical. Lista de așteptare, m-am spus, se întinde undeva până în luna octombrie, în momentul de față. Aparatul va intra în revizie 2 săptămâni. Da, în octombrie sau în când august, acum? În august. Va intra în august acum, va intra în revizie 2 săptămâni. Nu știu exact data, uiteam să mă uit când ajung la birou. Oricum o să anunțăm lucrul ăsta și nici nu sunt făcute programări în această perioadă, pentru că așa este revizia anuală, fiind o tehnologie extrem de performantă și serviciul este extrem de costisitor și extrem de laborios. Un alt element important, că mi-am adus acum aminte, în septembrie vom avea o manifestare sau un soi de demonstrație, dacă vreți, împreună cu Departamentul de Stat American și biroul de antiteror, cred că așa se numește, biroul de antiterorism biologic și nuclear al comunității europene. Da. Se va face un simpozion la nivelul spitalului privind prevenirea sau modul în care reacționăm la asemenea tip de incidente, să spun așa. Ferească Dumnezeu. Laboratorul este securizat, este securizat din punctul ăsta de vedere. Știm că e un bunker acolo, eu. Bunker ca și bunker, dar este securizat printr-un plan al Departamentului de Stat American împotriva eventualelor, să zic așa, tentative de furt în ceea ce privește aceste pastile de care emit radiații de tip gamma, cu tot felul de sisteme, amprentă, e o procedură întreagă.
Suntem în colaborare la fel cu acest birou antiterorism și de, antiterorism biologic și nuclear, da, al comunității. Am avut o vizită a șefului la nivelul spitalului și ei vor să facem această manifestare, un soi de simpozion și demonstrație. Cam o să aibă acces și presa la cu acest siguranță eveniment? O să anunțăm atunci că e chestie publică și mi se pare normal să fie așa și firesc. Și asta demonstrează că Spitalul de Neurochirurgie este acolo unde trebuie să fie. Adică, cât timp suntem în evidența acestor instituții, cred că nu-i de aici de acolo. Nu-i de aici de acolo, nu-i de aici de acolo. Și e o treabă extrem de serioasă în ceea ce privește securizarea acestor subsidii de radiații nucleare. Și o experiență de viață, atât pentru mine ca și manager, pentru că eu sunt responsabilul în ceea ce privește securitatea acestui laborator. Practic orice persoană care lucrează acolo este verificată.